În calitate de președinte al Republicii Moldova, voi numi în funcție de procuror general doar o persoană integră, profesionistă și care are calitățile necesare să pornească reforma adevărată a procuraturii. Dacă nu vom găsi o astfel de persoană în țară, o vom căuta și sunt sigură că o vom găsi peste hotare. 2. Voi respinge orice candidatură propusă de CSP, indiferent dacă este vorba de prima nominalizare, a doua sau chiar a zecea, în cazul în care persoana va avea probleme de integritate sau vor exista semnale și informații de mimarea concursului sau în procesul de selectare vor fi comise ilegale.